5 lucruri pe care nu ți le spune nimeni în supraveghere video. 1. Dacă la prima configurare nu înregistrezi adresa de e-mail sau întrebările de securitate pe sistem, ai cele mai mari șanse să nu mai poți accesa sistemul dacă uiți parola de acces. Așa că ține cont de sfatul meu. Ups! Punctul 2. Exact, UPS-ul și pana de curent. Dacă ai o pană de curent și nu ai un UPS instalat ca și backup de energie, poți deschide geamul cât vrei. Vei simți doar aer curat. Da! Sistemul de supraveghere nu îl poți reanima dacă nu este conectat la curent. El este în moarte clinică, în cel mai rău caz posibil. Punctul 3. Memoria sistemului de supraveghere și setarea orei exacte pe sistem. Ei bine, dacă la prima instalare nu setezi corect fusul orar, data, ora și timpul pe sistem, riști să nu mai găsești informația corectă atunci când o vei căuta, pentru că sistemul este desincronizat ca și timp de înregistrare. Iar, la rubrica de playback, fișierele pe care le vei căuta vor fi mai în urmă și nu bat cu ora în care a fost comisă infracțiunea, etc. Prin urmare, tu vei pierde foarte mult timp căutând informația și nu are rost. 4. Nu îți aloci timp suficient pentru mentenanța sistemului. Fă-ți timp și ai grijă de sistemul tău video. Găsești chiar aici cele mai întâlnite greșeli în supraveghere video. Afli totul despre camere și instalarea acestora. Urmează ultimul și cel mai important, punctul 5, este bine să-ți organizezi toate cablurile înainte să faci amenajările interioare. Acum un an de zile l-am vizitat pe Paul, colegul meu, care a avut în acel moment casa la roșu. Da. O cameră în colțul ăla care o să bată pe ușa, acolo e ușa de intrare. Da. Bănuiesc că vei alege camere IP, nu? O să aleg camere IP și... Și el ne-a explicat planul său în ceea ce privește conectarea sistemelor de securitate. Spun asta pentru că Paul a ales să instaleze sistem de alarmă cât și supraveghere video. Când mergem în casă o să-ți arăt exact ce cablu am ales. Am luat un cablu de calitate, de categoria 5E, FTP. Vreau să trag același cablu FTP și la toate prizele FTP din casă și la supraveghere video. Ne arăți un pic și cablu, te rog? Da. Puteam să aleg și alte variante de la Safer sau de la Dahua și Hikvision. La noi pe site poți alege sistemul de alarmă potrivit. Eu m-am jucat cu Axe Pro și am fost foarte mulțumit. Oricum, indiferent de ce ai alege, dacă nu te pricep, este bine să apelezi la un instalator. În cazul în care dorești să faci tu instalarea, este indicat să respecti metoda de instalare. Indiferent de ce tip de sistem instalezi, alege cabluri, mufe și alte accesorii care rezistă în timp. Am chiar aici un video pentru tine în care ți arăt cablajul unui sistem de supraveghere video. Aici eram puțin mai tânăr, dar astăzi am prins ceva experiență. Fii foarte atent și fă-ți bine planul înainte să dai cu banul. Pe data viitoare!